Păi, pe lângă faptul că mai avem 2 km, cu ce ai de filmat astăzi? Că nu de asta, dar o să ajungem târziu la Parpandel și nu prea ok. Și plus că tu astăzi o să-mi încarci memoria la maxim. E clar. E clar. Da, sunt pregătit. Mamă, cât de greu e. Acum îmi dau seama cât de greu e, frate. Haideți, mă băieți, că v-am spus că îmi stă mișto cu freza asta. Voi nu, Batman. Hai, că deja gata, exagerez acum și ce muși cu tine ăștia. Ia auzi că sunt prost, bă, băieți, bă. Sunt prost, bă. E real, real, da, stica asta în cap. Obosiți, bă? Nu ești bun de nimic. Hai de curul tău, nu ești bun de nimic. Dacă obosiți deja, bă, bă, eu când eram mic, tu știi cât cu trei eram, bă, cu amicii mei de la țară, cu prietenii mei. Hai de curul tău. Ba, iartă-mă pe mine, frate, măcar ți-ai abonament. Ce ai, ești big boss, mafia Cruc. Ial. Acum dai un suc. Vezi că n-ai voie să vorbești deloc. Și vezi că de-abia e ceasul cât. E 12, cât e cu e? 12. Mamă, băieți, challenge-ul ăsta trebuie să terminăm la 12 noapte. Ai, viața mea. E greu și pentru mine, da, băi, pentru ăsta. Vezi că ai dreptul astăzi doar la 3 greșeli. Dacă ai făcut 3 greșeli să vorbești și să scape să vorbești, ai pierdut. Așa că ai grijă cum faci. Oricum cred că o să-l piardă. Dar mie greu, băiesc, că eu merg cu el pe stradă și tace din gură ca mutu. Și mă enervează că gen, eu am intenția să-l întreb ceva și el începe cu, până scrie el acolo, deja, ui, toate întrebările de vreau să le pun. Ce faci, amice? Bine. Ce, nu mai vorbești sus, deloc? Ce, amice? Bă, tu știi cât greu îmi fuc cu el pe drum? Ce, nu? Bă, amice, tu știi cât greu îmi fuc cu el pe drum? Bă, eu îl întrebam și gen, nu putea să vorbească și îmi ducea numai cu ăsta, mamă, și mi-era greu așa. Asta zi filmez mare clip. Asta? Clipul ăsta? Vorbește da. Google, te-a zis? Dar ne-a cam furat ideea, amice. Da. Ne-a cam furat ideea, Vice, e ideea ta asta. Nu știu, Vice, lasă-l în pace, Vice. Are și el voie. Ce? Tu mi-ai dat ideea. Da. Dacă vorbim la gulul pace. Mamă, ce n-aș mai e? Nu ți-am furat-o eu. Nu ți-am furat-o eu. Tia, hei. Hei. Hey. Ce faci, mă? Mamă, cât de greu e cu ăsta, mă jur. Vorbește o dată. Nu poți niciun suc să bei cu el, să mor eu. Sunt supărat. Nu e supărat. Nu poți niciun suc să bei cu ăsta. Ce cald de afară. Da, da, e foarte cald. Ce vrei, mă, să ne spui? Vorbește o dată. Ce tot vrei, mă, să ne spui? Mamă, ce mă enervează. De ce? De viața asta scurtă? Nu, cum a fost? De challenge. De challenge, ce ori challenge? Hai, de viața și de zilele mele. Mai stăm, amice. Nu, amice, vorbești. Plecăm imediat, mai stăm puțin. Vorbești, amice. Vorbești? Nu pot. De ce nu poți? Vorbește, mă! Ha, mă, vorbește că ai dreptul la 3 vorbe măcar. Să te auzim și noi pe ziua de azi. Ha, mă, la 3 vorbe măcar. Hai. Să te auzim și noi.
Doamne, lasă-l, hai! Bă, mai vin mâine pe la mine? Bă, pe la mine vin? Vin, bă, pe la mine? Nu, mine! Pe la mine vin mâine! Bar poate. Dar mâine la 10 ești acolo? Da. Mi duc. Am zis că mai ai dreptul la două refuzuri, la două din alea. Dacă ai pierdut, gata. La două vorbe mai drept. Bă, dar vei mă salut? Hai pe amici. Așa, vă dau cu tine salut? Hai, te pup, amici. Mamă, gata, la una mai dreptul. La una mai ai dreptul, fraiere. Mamă, și vezi că mai ai câteva ore până la 12. Bă... Haideți, băiți, că mai revenim de pe drum. Argot! Mergem acasica? Ce? Astăzi trebuie să merg mai mult pe jos, frate. Bulangiu, bine, frate. Mamă, tu vezi ce mă împui pe mine, mâncați așa. Vezi ce-am pe mine. Ajunserem acasă. Și acum ce vrei să-ți fac? Nici nu știi să mănânci. Iartă-mă pe mine, frate, că a avut prăjitura zahăr din ăla pudră pe ea, este? Eu nu am nimic pe mine. Păi da, păi tu și mâncași mai multe. Tu mâncași una, te recu de sărăcia, drecu. Eu mâncai două. Una cumpărată și una dată din partea casei cu metre, că eu știu să vorbesc cu femeile de la magazine, nu ca tine. Înțelegi tu? O primis gratis, ideal drum. Pui chiar o primi gratis. Asta e, bine, lasă, asta e. Primi gratis, dă-te regu de prost de acolo. Ne vedem mai... Ce? Ne vedem mâine. Ne vedem mâine? Bine, hai, pa, pa. Hai că eu aici plec. Hai, ceau. Am băieți, gata. Ăsta așa încheia challenge-ul. De aici îl las pe el să-și facă el outro-ul. Toate astea, haideți că eu intru înăuntru. V-am pupat, băieții, din partea mea, ce să zic. Toate cele bune. Frate, este următoarea zi, este 12, ceasul au trecut 24 de ore și pot din nou să vorbesc. Fraților, nu uitați să rupeți butonul așa de like, să faceți și noi acolo minim 100 de like-uri la acest clip, pentru că este foarte, foarte șmecher acest clip, fraților. Parpanel a reușit să mă facă să vorbesc o dată și a doua oară am zis să-l salut și eu, că așa e frumos, că știam că am dreptul, că am dreptul la două vorbe și abia la a treia... ies din challenge și am făcut decât două. Așa că v-am zis să faci și noi acolo 100 de like-uri la acest clip. Eu am fost Arhot, ei au fost Midu și Parpandel. Nu uitați să intrați acolo pe canalele lor, să pe canalul lor. Și noi desigur ne vedem data viitoare la un nou clip. Follow acolo pe Instagram, pe TikTok și așa mai departe. Vă pup, băieți, numai bine. Ciao.